bucur că suntem aici în fața acestui eveniment foarte important pentru handbalul feminin târgujean-gorjean. Ne bucurăm că am putut să aducem acest spectacol la Târgu Jiu și sunt convins 100% că va fi un spectacol. Nu știu care va fi rezultatul, dar sunt ferm convins că aceste fete și staful tehnic vor da totul pentru a bucura acești oameni și a-i face să vină cât mai aproape de noi. Va fi și un bun prilej de a ne măsura forțele cu o echipă foarte importantă, dacă nu cea mai importantă la ora actuală din campionatul românesc. Și atunci o să vedem și noi unde stăm, cine suntem și vom vedea ce va fi în viitor. Deci mă aștept la un spectacol foarte, foarte frumos. Sunt convins că sala va fi arhiplină, preconizez 1000 și ceva de oameni. Sper ca la fetele noastre să nu ne tremure genunchii văzând atâția spectatori, pentru că trebuie să obișnuiască cu asta, pentru că sunt 100% convins că de la anul vom fi în Liga Florilor și vom juca cu casa de bilete închise. Deci trebuie să se bucure, trebuie să fie fericite și să lase emoțiile la o parte, pe noi, cei din conducere, pentru că ele sunt acolo pe teren și pot să rezolve totul mult mai repede decât noi. Rămânem noi, cei din conducere și suporterii, să tragem emoțiile lor către noi și să le scăpăm de acest trac. Deci, încă o dată, sunt convins că va ieși un spectacol pe cinste și pe această cale aș vrea să le spun suporterilor să grăbească puțin la achiziționarea biletelor, pentru că deja până la această oră s-au vândut 200 și ceva de bilete. Avem 1000 de bilete de vânzare, începând de azi de la ora 9 până la ora 16. Mâine la fel de la ora 9 până la ora 16 ne pot găsi la sediul clubului, iar cu o oră jumate înainte miercuri, de la 4:30, se vor deschide porțile și se vor vinde bilete la sala sporturilor. Încă o dată le spun să vină puțin mai devreme, pentru că nu vreau să creeze busculat de acolo la intrare. Deci, spectacolul e pregătit, urmează să vedem ce se întâmplă. Vă bucurați că ați picat cu Rapid sau doreați un adversar mai facil pentru a, nu știu, progresa în competiție mai ușor? Da, sincer, mi-era indiferent cu cine jucăm. Acum, dacă așa a fost să fie, așa este. Sunt sincer și vă spun că mă interesează mult mai mult meciul cu Universitatea Cluj. Dar pe acesta îl tratez tot serios, ca toată echipa și îmi doresc, aș fi ipocrit să zic că nu-mi doresc să-l câștig. Știu că e aproape imposibil, dar sunt convins că aceste fete vor da totul și vor fi la înălțime și numele CSM Târgu Jiu va fi pe buzele tuturor după acest meci. Este cea mai specială confruntare pentru secția de handbal, adică sunteți directul aici? Da, pentru că avem o istorie foarte scurtă, 3 ani de zile, este al treilea campionat și noi mergem săgeata înspre sus. Dar, cum v-am zis, trebuie să ne obișnuim cu asemenea meciuri, pentru că dacă ne dorim să jucăm, să facem parte din Liga Florilor, vom avea mereu meciuri de acest calibru și atunci va trebui să devină o obișnuință pentru fete și pentru antrenori și pentru mine personal și pentru public, că o să întâlnim cele mai tare adversare, Liviu zicea, din Europa, eu zic din lume, pentru că sunt o grămadă de naționale care joacă în Liga Florilor. Și atunci trebuie să ne obișnim cu aerul ăsta de la înălțime. Cât de convins sunteți că veți promova la finele acestui sezon? Convins. Eu, e clar, sunt sincer și am fost tot timpul. Convingerea mea și anul trecut a fost 100%, deși acum va fi 100%. Nici o secundă nu am crezut și nici nu cred că se poate întâmpla ceva. În sport s-au întâmplat atâtea neprevăzute și atunci trebuie să fim foarte atenți și să fim serioși la toate meciurile și la toate antrenamentele și repet antrenamente, pentru că așa cum te pregătești, așa joci, cât de serios ești acolo și la meciuri. Toate vin una după alta și atunci trebuie să fim atenți la toate aceste aspecte. Sunt convins că vom reuși.